Astăzi s-a ales echipa managerială a Spitalului Județean Buzău prin decizie a președintelui Consiliului Județean. Domnul președinte Cristi Bugiu a numit noua echipă de conducere a Spitalului Județean de urgență, domnul director Claudiu Damian și domnul director Ovidiu Ungureanu. Suntem în faza în care se fac predări, primiri și ne organizăm pentru a începe activitatea cât mai bine. Noul director, Claudiu Damian, este fostul manager al Romarta S.A., iar chirurgul Ovidiu Ungureanu este noul director medical. E o provocare pentru mine, sper să o duc la bun sfârșit și pe lângă provocare e o onoare și totodată mă obligă către toată lumea să îmi desfășor activitatea și să fac o treabă bună, sper să o fac bună. Considerați că experiența noastră de manager vă va ajuta și aici? Da, indiscutabil. V-ați stabilit niște priorități? Momentan nu pot să vă spun până nu intru și eu în problemă. Săptămâna viitoare ne auzim și pot să vă dau mai multe relații. În ședința extraordinară de astăzi, consilierii județeni au votat numirea lui Adrian Vintilescu pe funcția de director al DGASPC. Punctul 1. Numirea temporară în funcția de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a domnului Vintilescu Belciuga Adrian. Deci pentru funcția de director general al Direcției Generale de Asistență Socială, propun pe domnul Vintilescu Belciuga Adrian. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adrian Vintilescu își dorește în primul rând să cunoască profilul instituției și personalul și abia după aceea se va gândi dacă este cazul să facă vreo schimbare. A avut o colaborare foarte bună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pe timpul cât am fost director executiv la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Vreau să-mi utilizez toate competențele și experiența deținută inclusiv la nivel central pentru dezvoltarea asistenței sociale în județul Buzău. V-ați stabilit o serie de priorități? Da, am o strategie pe care în perioada următoare o să o pun în aplicare. Vizează și anumite schimbări? O strategie nu începe de la schimbări, începe de la viziune, începe de la o analiză care se va face în prima etapă. În niciun caz nu mi-am propus asta de la început și nu pot să-mi propun asta. Plec de la viziune și de la o analiză a activității, pe care o consider foarte bună din ceea ce știu de la Agenția Județeană de Plăți. DGASPC și Spitalul Județean au rămas fără manageri în urma demisiilor medicului Cosmin Ursăchescu și Alinei Bădulescu.